Bună ziua, bine v-am găsit la Liga Digi Sport. Nacho Răducan este invitat astăzi, dar nu despre el vă spuneam că este special. Un invitat special. Suntem obișnuiți cu Narcis și ne face, bineînțeles, plăcere de fiecare dată când vine. Și este vorba despre Irina Giurgiu. Bine ai venit, Irina. Așa că să fac o scurtă prezentare. Prima femeie din România care este deținătoarea unei licențe pro în fotbal, dar nu, acesta este doar unul dintre titlurile pe care le ai. Să mă completez, că nu pot să le țin minte pe toate. E și antrenor secund, nu? La Naționala Feminină de Seniori, cu Cristi Dulca principal. Activezi în cadrul FRF. Tu știi ce faci pe acolo. Și mai e și un club, sau mai multe cluburi, nu? De exemplu, după această emisiune trebuie să pleci că ai meci. Și mai e și antrenoare principale la Naționalele de Juniori, fete under 17 și 16. Spune-mi ce am omis sau cum. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur foarte mult că pot să ajut să promovăm împreună fotbalul feminin. Dar, într-adevăr, cum ai spus și tu, am mai multe funcții pentru că sunt o persoană perseverentă și mă plictisesc foarte rapid dacă fac doar un lucru și atunci m-am gândit să fac mai multe lucruri până la vârsta de 30 de ani. Adică anul acesta va trebui să fac anumite alegeri în viața mea. Acum și se trage linie. Da, să-mi fac ordine în gânduri și să văd ce-mi doresc să fac pe viitor. Sper că nu se plictisești la emisiune, avem aproape 2 ore, dar avem multe de discutat. Și ești împărțit între atâtea treburi. Cum reușești totuși să faci față? Îmi place foarte mult și am muncit de la 18 ani, de când am aflat că există fotbalul feminin, am muncit foarte mult pentru a putea să îndeplinesc visul și pentru acest lucru. Care e acest vis? Să poți să fac carieră în fotbal. Pentru că toată lumea îmi spunea că nu vei reuși, nu are rost, nu o să câștigi bani, îți pierzi timpul și multe alte critici pe care le-am auzit de-a lungul timpului. Dar noi aici niște, scuze-mă, Irina, niște fotografii, cred că sunt de pe contul tău de Facebook sau de pe frf.ro. Am văzut, era o poză cu Mircea Lucescu. Aici e cuplu de antrenori de la, nu? De la... Da. Da, echipa națională de senioare. Cum te înțelegi cu Cristi? Foarte bine. Spune chiar ceva rău despre el, că altfel așa ceva bun. Nu pot să spun ceva rău, pentru că este un antrenor foarte bun. Am avut șansa și am șansa să lucrez alături de el. Și cred că pentru mine este foarte important să întâlnesc oameni de la care pot să învăț. Și chiar Cristi Dulca este un om de la care eu am învățat chiar de la prima acțiune. Și îmi doresc ca pe viitor să avem și rezultate împreună. Sunteți amândoi ardele, nu? Acolo vă înțelegeți bine, din nord de acolo, din Transilvania, Maramureș. Suntem două persoane totuși diferite, dar care putem să lucrăm foarte bine împreună, pentru că eu pot să vin cu experiența din fotbalul feminin și el poate să vină din experiența din fotbalul masculin și împreună să facem o echipă bună. Narcis, mie mi-a atras atenția, Irina, prima oră când am văzut acea fotografie cu proaspeții absolvenți de la licența pro. Era acolo un grup important de nume mari, vedem și acum imagini de pe site-ul FRF, da? Nume mari din fotbalul românesc, Mirel Rădoi, Dorin Goian, Adi Mutu, bineînțeles prietenul nostru Florin Bratu, Moldărășanu, Todoranu, din câte văd acolo, și o singură prezență feminină, care ieșea imediat în evidență, Irina Giurgiu. Și zic, cine e și ce s-a întâmplat? Cum ți se pare acestă... Practic e o spărgătoare de gheață în ceea ce înseamnă fotbalul românesc, prima prezență feminină cu licență pro. E un lucru normal și firesc, vreau să o felicit și eu personal pentru performanță. Nu este simplu deloc, vedem oameni care au făcut o carieră în fotbal, mă refer la foști jucători, și care n-au reușit să parcurgă acest examen, care este tot mai greu și tot mai aproape de realitatea fotbalului european. Asta e o bilă albă pentru administrație, pentru că de la an la an s-au actualizat, să zic așa, cerințele și așa e normal, ținând cont de competiție. Faptul că a parcurs cu brio înseamnă că e la un nivel foarte bun și e de apreciat. Acum, sigur că e și firesc, pentru că dacă avem femei care conduc țări și companii de miliarde de euro, nu văd de ce n-ar conduce și o echipă de fotbal. După cum știi, sunt mai serioase și perseverențe, așa cum a spus. Când ai întrebat-o ce visare, mă gândeam că nu o să zic că s-a antrenat FCSB, că va fi greu să ajungă la FCSB, dar sigur că mai sunt alte sute de echipe și mii de echipe pe lumea asta.
ce să zic, e foarte bine că promovează fotbalul feminin, pentru că este un trend, o realitate în fotbalul mondial și sperăm să facă și echipă bună cu Cristi Dulca, cu care am lucrat, am jucat și am o părere foarte bună despre el. Dar ai fost la FCSB, nu? Că trecem de la una la alta. Ai făcut acolo un stagiu sau... Da, așa este. Am făcut practica la FCSB. Am fost la câteva antrenamente și la final trebuia să facem și un proiect despre tot clubul. De la juniori, antrenori, câte grupe au, cum se organizează, cum este echipa mare și chiar mi-a făcut plăcere să fiu acolo și să învăț de la oameni cu experiență în domeniu. Și domnul Gigi Becali știa că ești acolo, că nu are așa cea mai bună părere despre fotbalul feminin. Probabil că știa, pentru că a fost ceva organizat, nu a mers fără să întrebăm acolo. Chiar aici vreau să spun că m-a ajutat Florin Brato să particip la această grupă, pentru că am mers împreună cu el și cu Dinu Todoran. Și într-adevăr, noi trei am făcut o grupă bună și am mers acolo să vedem cum se organizează un antrenament, ce înseamnă un club din România. Și spun eu că am învățat foarte, foarte multe lucruri. Și cu cine ai vorbit acolo? Cine era de la FCSB? Cu cine ai interacționat? Am vorbit cu Meme, care ne-a introdus în bază, am vorbit cu antrenorul principal, am vorbit cu preparatorul fizic, cu medicii care erau acolo, deci cu mai multe persoane implicate în club am avut onoarea să vorbim. Da, vedem noi aici un titlu pe ecran. Irina George a învins prejudecățile în drumul spre licența pro. Da, cred că e un lucru care ne vine prima oară așa în minte când vorbim despre o prezență feminină în fotbal românesc. Așa cum spunea Narcis, afară lucrurilor ce s-a devenit normalitate, noi încă ne luptăm cu acest gând. Tu te-ai lovit de prejudecăți, de priviri ciudate, eu știu, întrebări? Cu siguranță au fost multe momente grele pentru mine în cariera de jucătoare, ca mai apoi să le am și în cariera de antrenoare. Erau multe critici și multe glume proaste, spun eu, care mă făceau pe mine să fiu mai puternică, pentru că eram un copil introvertit, timid, nu-mi plăcea să ies în față și renunțam ușor când eram mai mică, dar fotbalul m-a ajutat să fiu o persoană mult mai calculată, echilibrată și în special să fiu curajoasă. Și te-ai lovit de aceste lucruri, te-ai întâlnit și la cursuri, nu neapărat la licența pro, până la licența pro, la celelalte licențe? Cum te-au privit ceilalți colegi? Din fericire, la licența pro am scăpat de aceste lucruri negative, care spun eu că îmi făceau rău. Pentru că am întâlnit la licențele celelalte colegi care, da, într-adevăr, mai făceau glume mai proaste și mă simțeam prost față de ceilalți colegi, de profesori, mă simțeam inferioară și de multe ori când știam un răspuns la o întrebare, mi-era rușine să răspund pentru că mi-era frică să nu se uite la mine într-un fel mai deosebit. Ce? Că uite, iau și pe asta, știe și ea să răspundă. A venit să ne învețe pe noi fotbal. Să ne învețe pe noi fotbal. La ce celebrele glume, du-te la bucătărie, nu ceva, sau ce cauți la fotbal, care erau? Da, a fost, mi-a spus și un coleg să merg să prezint moda. M-a întrebat dacă mi-am făcut manicură, pedicură, dacă fotbalistele își fac pedicură. Deci avea mai multe întrebări, dar am trecut cu bine peste aceste glumițe, spun eu. Le-am luat ca pe niște glume până la urmă, că nu trebuia să mă afecteze în așa fel încât să nu pot să mai fac eu cariera aceasta. Dar de superstițiile acestea, le știi dacă din fotbalul masculin, mi-aduc aminte, cred că neapoi Iordănescu nu primea femei în autocar. Eu nu am superstiții. Nu, dacă te-ai lovit tu de astfel de superstiții. Nu știu. La fotbal femei nu se primește bărbat în autocar. Doar șoferul are voie să fie. Avem în fotbalul feminin și mulți bărbați implicați, de la antrenori, președinți, și cred că un antrenor, când merge pe teren, vede jucătoarele ca pe niște sportive, nu ca pe niște femei, și atunci cred că aici se face diferența. Spune, cum te-ai înțeles cu acești iluștri colegi pe care i-am văzut acum? Cine te-a impresionat așa mai mult sau cu cine ai dezvoltat o legătură mai apropiată? Mi-a plăcut foarte mult la licența pro, pentru că spun eu că am fost o grupă unită și o grupă cu antrenori de calitate care pot să facă performanță în sportul acesta. Am avut o legătură foarte bună cu Bratu, pentru că am început școala de antrenori împreună în 2016 și cumva am avut același parcurs. Și ne bucurăm că după 7 ani să terminăm aceste cursuri.
Mi-a plăcut foarte mult Demirel Rădoi pentru că mie îmi place și mi-a plăcut ca jucător, acum în momentul acesta îmi place ca antrenor și m-am bucurat că pot să fiu acolo lângă el, să-l văd cum reacționează, să văd cum muncește pe teren, cum răspunde și cum se implică în toate activitățile. Da, tu ce poziție ai jucat? Fundaș central. Apropo de prezențe feminine, revenind la Mirel Rădoi, am văzut mai devreme Irina Begu a câștigat primul meci și cu Kasatkina, cum spuneam, turneul de la Madrid. N-a câștigat primul set? N-a câștigat. Primul set câștigat cu Daria Kasatkina în turneul de la Madrid. Va urma după Irina Begu, tot pe Digisport 2, Sorana Cârstea și apoi Simona Halep. Revenind noi cu Mirel Rădoi, Adimutu, nu? Cine a mai fost? Adimutu, Mutu, Giusi Balint, Nicolae Grigore, Goian. Deci am Dar avut... cine era așa cel mai, nu știu, minuțios, atent la detalii, ca să nu zic cel mai tocilar? Consider că a fost Rădoi. Rădoi, tocilar? Și Balint. Nu știu dacă tocilar este un cuvânt potrivit, dar... Cu frizura aceea... Dar era un antrenor prezent acolo, la fiecare Spune discuție. Spune ceva compromițător despre prietenul nostru, Florin Bratu, pe care îl vedem acum, pe care ne vom întâlni cât de curând. Te salut, Florin. A copiat la un examen ceva? Nu l-am văzut copiând și nu cred că face acest lucru, pentru că nu are nevoie de să facă aceste lucruri. Consider că este un antrenor care în viitor va avea șansa să antreneze o echipă bună și să facă performanță. Cine a mai fost acolo la cursuri să o predea? Am văzut, avea o poză cu Mircea Lucescu. E mai veche sau când s-a întâmplat aceasta? Este o poză mai veche. A fost la licența când eram cursantă și a venit, nu neapărat ne-a predat o lecție, ci ne-a vorbit din experiența dânsului, pe care o știm cu toții că este foarte valoroasă. Și mi-a plăcut foarte mult că nu-i place prea mult să vorbească de trecut și se gândește tot timpul la viitor. Prandelli, nu? Parcă, știu că vorbise intermediația Adimutu la un moment dat să intre în direct cumva online sau cum s-au ținut acele cursuri. Da, a fost online, a fost o discuție foarte interesantă și la fel a fost o discuție liberă în care noi, cursanții, am putut să-i adresăm întrebări și el ne răspund la fiecare întrebare în parte. Uite, Rădoi și-a lăsat barba sau? Așa pare de aici, de la un nou look, practic, ne pregătim. Vedem aici niște imagini cu tine. Ce faci aici? Aici eram în vară, când era perioada de pandemie și atunci am luat o pauză de la club, nu mai făceam antrenamente, nu mai aveam acțiuni cu echipele naționale și aici am făcut un antrenament pe care fetele să-l poată face singure acasă. Consider că sportul ne ajută foarte mult, mai ales în perioada aceasta de pandemie și recomand tuturor să facă mișcare. Dar tu acum cu această diplomă, licență pro, tu practic poți antrena orice în România, nu? Atât la nivel feminin cât și masculin, nu? Da, da, așa este. Poți să antrenezi oriunde. Narcis, tu ești așa mai avant la letră, așa. La școala ta de fotbal, cum te dezvolți tu apoi? Ai vedea să ai o antrenoare pentru băieți? Să fie așa un pionier în fotbal românesc? Sigur că da. Cred că e o idee bună și... Cred că va fi o chestie de timp să vedem femei care antrenează, mai ales că în zona asta a junioratului sunt și multe fete. Eu mă raportez la ce se întâmplă afară, că la noi, într-adevăr, suntem un pic mai reticenți, încă nu avem așa multe fete la antrenamente. Nu mă refer la mine, mă refer la nivelul școlilor de fotbal, dar în sănătate e o constantă, e ceva normal și e important să ai și antrenoare, adică antrenori de sex feminin, pentru că sunt particularități ale femeilor, le înțeleg mai bine și experiența asta de care și amintea că are experiență în fotbal feminin și Dulca în cel masculin, e un mix care duce la performanță. Pentru că contează orice detaliu și fără îndoială că noi nu reușim să acoperim și problemele domnișoarelor. Te imaginea vreodată să poți antrena o echipă masculină, nu neapărat senior, da, există, la copii? Există vreun precedent în fotbalul european? Fost. Chiar în Germania a fost o antrenoare care a antrenat în Liga 2, parcă, nu mai știu numele. Dar da, sunt antrenoare care își doresc să antreneze la băieți. Și tu? Nu e calcul? Ai primit vreo ofertă, ceva în acest sens?
Ca să antreneze o grupă de băieți nu am primit ofertă, dar cred eu că m-aș descurca până la 14 ani, pentru că de acolo încep să fie diferențe foarte mari. Dar îmi doresc să rămân la fotbalul feminin, pentru că eu consider că avem nevoie și de antrenori foarte buni aici, ca să putem să progresăm. Dar crezi că se poate în acest moment în România, așa cum sunt privite lucrurile, cu aceste prejudecăți despre care am vorbit, să avem o antrenoare, o femeie la o echipă de seniori masculini? Am fost în Germania, mi se pare, nu? Că ei în Germania, da. În Germania. Chiar se vorbea la nivel înalt. La noi crezi că e posibil curând, nu știu? Sau nu încă, cred că este posibil. Sau dacă ar încerca cineva, cred că ar avea o viață foarte grea. Fundaș central, nu? Spuneai tu că, da. Că a evoluat. Ai văzut la Naționala României, cred că e postul cel mai deficitar acum, fundaș central. Te uiți la meciurile acestea de Naționala României, Liga 1, Champions League, urmărești? Da, cu siguranță urmăresc fotbalul și îmi place să mă uit. Și în ultima perioadă mă uit ca și antrenor, înainte mă uitam ca și fan. De exemplu, dacă țin cu Barcelona, mă uitam doar să câștige Barcelona și nu mă interesa alt detaliu, dar acum mă uit prin ochii unui antrenor. Și, deci nu te-a afectat înfrângerea de aseară a Barcelonei? Nu, pentru că este doar un meci și țin cu Barcelona și consider că meciul acesta o să-i trezească puțin la realitate. Și la Liga 1 te uiți? Da, mă uit și la Liga 1. Ce echipă preferată ai? Bănuiesc că ai din fotbalul masculin, pot să zici, nu se supără nimeni. Sunt mai multe echipe pe care le admir. Îmi plăcea foarte mult Viitorul și din păcate acum nu mai este ce-a fost și sunt într-un regres. Dar am încredere în proiectul pe care l-au cei de acolo și am încredere că o să-și revină. Și când erai mică, cu ce echipă țineai? Cu Steaua. Cu Steaua, pentru că tatăl meu ținea cu Steaua și cumva toată familia ținea cu Steaua. Și acum știi că e întrebarea inevitabilă. Te las pe tine dacă vrei să o pui. Nu legat de Steaua. Tu ești jurnalist normal, vrei să pui întrebări încuietoare. Eu am o întrebare tehnică. Vreau să te întreb. Bine, eu am o părere așa, dar sunt convins că stăpânești mai bine subiectul. Cam care e decalajul dintre fotbalul feminin și cel masculin? Mă refer că o grupă, de exemplu, de under 17 ține piept unei echipe de senioare? Cam pe unde poate să ducă la același nivel fotbal? Cam pe la 15-16 ani? Am avut o experiență la Galați, că aveam echipă de fotbal feminin și cam pe acolo vedeam undeva la 16-17 ani maxim. Nu? Da, cam așa este raportul. Noi, dacă jucăm cu echipa națională de senioare... Probabil faceți amicale și alegeți din zona în care sunteți echilibrați. Am jucat cu Dinamo Under 16, deci cam acolo, ca să fie un meci echilibrat. Da. Așa am văzut și eu diferența. Da, și la fete, oricum, de exemplu, dacă joc cu Under 17, pot juca cu echipă de băieți Under 13. Deci cam 4 ani, așa de da, fapt. Da, cam acolo este diferența. Ai deviat discuția, eu voiam să pun o întrebare. Da, e important asta, pentru că tot vrei să aduci fete la antrenamentul băieților și trebuie să știi exact care e raportul fizic, să înțelegi. Irina, să te gândești FCSB sau CSEA Steaua? Ce susții acum? Gândește că luăm o pauză publicitară și revenim cu acest subiect, dar bineînțeles cu multe alte povești interesante pe care ni le va spune Irina George.